Da, după o lungă așteptare, Hazbin Hotel este aici și în sfârșit putem vorbi despre această serie. Hai să vă zic părerea mea despre această serie, ce cred că este bun și ce cred că nu este bun la această serie și să vă zic ce părere mi-a lăsat așa după acest prim sezon. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine la User care zice: pe colegul meu îl cheamă Teodor. Foarte bine, User. Așa da. După ani întregi de întârziere, Hazbin Hotel a apărut și da, putem în sfârșit să vorbim despre această serie. Mai ales că pilotul la Hazbin Hotel a fost extrem de apreciat de către voi de-a lungul acestor ani, cu toate că seria nici nu a apăruse deja. Și da, dacă este să vorbim despre Hazbin Hotel și anume despre felul cum această serie se prezintă, vorbim despre o animație destul de interesantă așa, din toate punctele de vedere. Toate ființele care apar în Hazbin Hotel sunt foarte expresive și transmit așa o mulțime de emoții. Bine, pentru unii poate că animația asta nu este neapărat atât de wow, dar stilul ei este mai unic așa și poate că nu pare atât de deosebit așa stilul, dar este totuși un stil destul de interesant și bun în același timp. Designurile personajelor principale au fost și ele modificate așa și observăm pe măsură ce ne uităm la serie, comparând asta cu pilotul care a apărut acum câțiva ani. Dar chiar și așa, dacă este să le comparăm, animația din pilot de obicei diferă față de ceea ce apare în sezoane mai încolo. Și de cele mai multe ori, animația din pilot diferă așa față de animația finală, pe care o vedem în serie și lucrurile sunt și de obicei îmbunătățite din acest punct de vedere. Oricum, toate personajele care apar în Hazbin Hotel sunt îmbunătățite prin designurile lor, indiferent că vorbim despre personajele principale sau despre cele secundare pe care le vedem în această serie. Pe măsură ce te uiți, dacă nu ești un fan al designului realizat de către cei la VivziPop, e posibil ca seria Hazbin Hotel să nu fie neapărat pentru tine. Se mai întâmplă totuși uneori ca personajele să pară că se pierd așa în background, pentru că și acesta este uneori foarte bine pus în evidență. Dar în afară de asta, lucrurile sunt destul de interesante așa din multe puncte de vedere. Deși primul episod al seriei a prezentat așa conceptul în mare, chiar recomand totuși să vă uitați și la pilot, pentru că acesta intră în mai multe detalii așa și face să înțelegeți mai bine despre ce este seria overall, în cazul în care nu ați urmărit-o până acum. Actorii de voce s-au schimbat și ei față de pilot, dar cu toate acestea, noile voci potrivesc foarte bine cu personajele. Probabil că au fost schimbați actorii de voce din motive legale și e trist în uia că s-a întâmplat acest lucru, pentru că vocile inițiale ale personajelor au fost cele care au contribuit și ele la propulsarea pilotului. Dar, well, it is what it is. Primele episoade din Hazbin Hotel vorbesc mai mult despre conceptul acestui Hazbin Hotel și anume a șansei celor din iad să ajungă în rai. Ni se spune mai mult despre personajele principale și care este faza cu acestea și anume cum vor contribui ele la desfășurarea poveștii, pe care o vedem. Ni se arată și villainii, dar și lucrurile care se întâmplă așa mai departe în această serie, ea pregătindu-ne pentru lucrurile pe care le vom vedea. Povestea este interesantă și toate detaliile care apar în ea o fac să fie una și cu multe secrete așa, care probabil vor fi dezvăluite pe măsură ce te uiți la ea. Bine, deocamdată este prea devreme ca să ajungem la unele concluzii și să ne dăm seama de direcția pe care o iau creatorii. Episodul 4 a fost mai interesant așa aici, descoperind povestea lui Angel Dust și anume de ce este el așa cum este. Și episodul în care vedem mai multe despre relația lui Charlie cu Alistair, care o consideră pe Charlie un fel de fiica sa. Bine, nu se prea pune așa accent pe ideea asta că Charlie este un fel de fiica lui Alistair, adică nu prea vedem efectiv cum se leagă lucrurile aici. Practic, Charlie și Alistair nici nu prea interacționează așa și asta nu prea face atât de multă cinste pilotului. Apoi mai este o chestie care atrage atenția. Mă refer aici la cântecele care apar așa destul de mult de-a lungul acestei serii, care acoperă și ele destul de mult plotul acestei serii. Și parcă se întâmplă uneori ca să ai chef mai mult să vezi plotul decât cântecele. Și anume plotul explicat prin intermediul cântecelor. In a way, chestia asta face ca și când seria e cam grăbită așa, nu știu cum să explic. Parcă nu-ți dorești asta pe măsură ce te uiți la ea. Muzica este ceva care face totuși parte în mod clar în această serie și anume face ca seria să iasă în evidență din acest punct de vedere. Overall, așa, seria mi-a lăsat o impresie foarte plăcută, cel puțin deocamdată. Deci, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla așa mai departe cu această serie. Vă v-a plăcut Hazbin Hotel? Ia băgați un comentariu mai jos să văd și părerea voastră despre această serie. Iar dacă vreți să aflați mai multe despre o altă serie animată, uite aici un clip în care vorbesc despre următoarea lumea lui Gumball și cum a influențat acest desen animația overall. Puteți da un tap aici ca să vedeți despre ce e vorba. Și bineînțeles, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Thanks!